Bună, mă numesc Briana. Acum 20 de ani, mama mea s-a mutat în Statele Unite. Pe atunci, eu eram mică. Aveam doar 5 ani. Din păcate, tatăl meu nu mai era printre noi, din cauza unui accident de mașină. Așa că am rămas singure. Și mama a decis să o ia de la capăt peste ocean. În America avea o verișoară, la care am și mers de altfel. Ne-a ajutat foarte mult, mai ales în primii ani. Însă, din păcate, ea a ales să se întoarcă în România. Și spun din păcate pentru că era plăcut să avem pe cineva aici. La scurt timp după plecarea ei, mama a început să iasă cu un bărbat. Sincer, eu niciodată nu l-am plăcut. Părea un mielușel, dar mereu am avut impresia că în spatele acestei imagini frumoase se află un lup rău. Nu știu de ce, pur și simplu am simțit. Nu o să vă mint, nici eu nu am fost ușă de biserică. Ba chiar de câteva ori am încercat să mă bag în relația lor și să o fac pe mama să se despartă de el. Pur și simplu nu-mi plăcea cum o trata. Și mama părea oarbă, probabil și din cauza că se simțea singură și avea nevoie de cineva în viața ei cu disperare. Până la urmă, ei doi s-au căsătorit. Din acel moment, relația mea cu mama s-a răcit foarte tare. N-am putut să-l accept pe el ca și tată și n-am putut să-l accept în general în viața mea. Când era mama de față, se comporta frumos cu mine, dar când nu era, atunci își arăta adevărata față. Mă rog, am încercat să le evit pe cât de mult am putut. Mi-am văzut de școală și de ale mele. În sinea mea, încă speram ca lucrurile să revină la normal și mama să plece de lângă el. Dar în loc să se întâmple asta, mama a rămas însărcinată. A născut și apoi la scurt timp după, a mai rămas încă o dată însărcinată. Deci după toată relația asta, am primit 2 frați. Singurul lucru bun de altfel. Eram apropiată de frații mei, dar nu pe cât de mult îmi doream. Cumva soțul mamei ne ținea la distanță. De multe ori aflam tocmai de la frații mei că tatăl lor mă vorbește de foarte multe ori de rău. Deci vă dați seama cât de mult ne toleram noi. La un moment dat am decis să plec de acasă. După cum bine știți, în America este tradiția asta nespusă de a pleca mai devreme de acasă și de a începe munca mai devreme. De când am plecat, am început să vorbesc din ce în ce mai rar cu mama. Ne-am distanțat foarte mult și cu frații mei la fel. Într-adevăr, eu munceam de dimineață până seara și mi-era destul de greu să le dau vreun telefon. Aici, când ești tânăr și te angajezi, te pun la muncă, nu glumă. De multe ori lucram și în weekenduri, ca să mai fac un ban în plus. Viața mea nu era ușoară. Plus că unde stăteam eu, mai împărțeam casa cu încă 2 fete. La un moment dat, în pauza de masă, i-am dat un mesaj mamei. Voiam să vorbesc cu frații mei și cu ea, însă nu mi-a răspuns. Ciudat, pentru că ea mereu avea telefonul la îndemână. Oricum, nu mi-am făcut griji din prima, însă văzând că trece o oră, două, trei, i-a mai dat un mesaj. Bineînțeles că nici atunci nu mi-a răspuns. Când am ajuns acasă, am sunat-o, chiar de era târziu, dar telefonul era închis. Am început cumva să mă panichez, așa că am apelat la tatăl meu vitreg. El a răspuns destul de sec. Mi-a zis că mama e bine, doar că face baie și m-a asigurat că îi va transmite el mesajul meu. Am vrut să vorbesc și cu frații mei, dar nu a vrut să-mi dea la telefon. De atunci au trecut câteva zile bune, zile în care mama nu m-a sunat, deși între timp eu am mai insistat cu mesajele. Voiam să merg acasă să văd ce se întâmplă. Însă eu eram în alt stat și drumul până acasă era de cel puțin 10 ore. Iar de la serviciu, din păcate, nu am primit niciun liber. După 2 săptămâni de la primul mesaj, am reușit și eu să vorbesc cu ea. M-a sunat într-o seară, dar era diferită. Nu aș ști să vă explic, dar eu o simțeam. De multe ori vorbeam cu ea în română, tocmai ca tatăl vitreg să nu înțeleagă. Tocmai din acest motiv i-am învățat și pe frații mei să comunice la fel, ca idee. Ce s-a întâmplat cu tine? De ce nu mi-ai răspuns atât de mult timp? Habar n-ai câte griji mi-am făcut. Ai pățit ceva? Cei mici sunt bine? De ce nu au vrut să vorbească cu mine? Mă îngrijorez în ultimul timp. Stai liniștită! Totul e bine aici. Nu ai de ce să-ți faci griji. Am avut multă treabă în ultima perioadă și am tot uitat să-ți dau un telefon. Mi-a spus John că ai sunat și am vrut să te sun fix după, dar a intervenit ceva. I-am chemat și pe frații tăi să vorbească cu tine, dar nu vor. Nu știu de ce. Și tu știi foarte bine că eu nu-i oblig să facă ceea ce nu-și doresc. Dar am să vorbesc cu ei să văd care e problema. Tu ești bine?
cum te mai descurci acolo. Eu sunt bine, lasă-mă pe mine. Înțeleg că nu ai avut timp să mă suni, dar puteai măcar să răspunzi la un mesaj. Adică îți lua fix o secundă. Nu înțeleg, noi două eram atât de apropiate înainte. Și acum parcă suntem două străine. Nu ai îmi zici nimic, nu mai răspuns și nu înțeleg ce au frații mei cu mine. Când am plecat ultima oară, era totul bine. Nu țin minte să-i fi supărat cu ceva. În fine. Uite, Briana, nu e momentul să avem genul ăsta de discuții. Te-am sunat să spun că suntem bine. Totul e perfect. Ne auzim când vii pe acasă. Eu acum am să te las, că am destul de multă treabă. Te pup și te iubesc. Pa! Mama mi-a închis telefonul în nas, dar nu înainte să aud la fratele meu mai mic, care era acolo, cuvântul foc. Eu i-am spus de când era mic că de fiecare dată când are o problemă, să spună doar acest cuvânt. Era ceva între noi. Atunci am început să bănuiesc că ceva grav se întâmplă. Nu am mai stat pe gânduri și am plecat spre casă. A durat ceva să ajung acasă. Voiam să o prind și pe mama, dar nu am reușit. Am ajuns undeva la ora 9 dimineața, când ea era deja la muncă. Când am ajuns în fața casei, l-am văzut pe tatăl meu vitreg, în grădină, vorbind la telefon. Sincer, nu voiam să-l văd, așa că am intrat tiptil să-mi găsesc frații. I-am căutat în camera lor, dar nu erau. Prin bucătărie, prin sufragerie, nici urmă de ei. Dar nu aveau cum să fie undeva plecați. Toată încălțămintea era pe hol și ei erau în vacanță. Când au să ies, le-am auzit vocea de la subsol. M-am speriat și am coborât imediat acolo. Noroc că am avut toate cheile cu mine, fiindcă era închis. Am intrat și frații mei erau în beci, subsol, sau cum vreți să-i spuneți, legați cu niște funii. Când am văzut, am rămas șocată. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Sărăcuții erau foarte speriați și plângeau, deși aparent nu era prima oară când erau închiși acolo. I-am întrebat pe fugă ce se întâmplă și mi-au spus că tatăl lor îi închide acolo frecvent, când mama nu este acasă. Îi lasă acolo până aproape să vină ea, ca să scape de ei. Mi-au mai zis că din câte și-au dat ei seama, el aduce și o altă femeie în casă. Asta pentru că au mai auzit voci. Mi-au zis că mama nu știe și că nu i-au spus tocmai de frică, pentru că tatăl lor îi amenința și bătea dacă scoteau vreun cuvânt. Tocmai din acest motiv nu voiau să vorbească nici cu mine la telefon, pentru că el le-a interzis. În timpul conversației noastre am auzit că individul urma să coboare, așa că m-am ascuns după niște cutii, ca să nu mă vadă acolo. Între timp am sunat și la poliție și i-am dat și mesaj mamei. Mi-a fost frică să-l înfrunt direct, pentru că era clar că omul avea grave probleme. Cât timp am stat în spatele cutiilor, am auzit cum se comportă cu ei și l-am filmat. Aveam nevoie de o dovadă pentru poliție. Din fericire au venit la timp. L-au luat prin surprindere și i-au găsit și pe frații mei așa. Evident că a fost arestat. Mama, când a ajuns, a rămas șocată. Era terifiată văzând în ce mediu erau ținuți cei mici. Tu chiar nu bănuiai nimic legat de asta? Adică dacă nu mi s-ar fi părut mie ceva neregulă, nu descopeream. Și săracii continuau așa cine știe cât timp. Tu de ce nu mă răspundeai la telefon? Cu siguranță se întâmpla și altceva. Nu-ți mai crezi scuzele astea cu treaba. Evident că erau niște scuze. Aveam certuri cu el constant. Nu mă lăsa să vorbesc la telefon cu tine. Îmi zicea tot felul de lucruri urâte despre tine. Mă și lovea dacă nu l-ascultam. Dar nu m-am gândit niciodată că e în stare să facă rău propriilor copii. Cei mici erau ok când veneam acasă. Chiar mă gândeam că măcar este un tată bun și are grijă de ei. Nu mi-aș fi închipui niciodată așa ceva. Bineînțeles că a urmat o perioadă destul de grea. Procese, vizite acasă, vizite la tribunal. Eu am renunțat la locul de muncă și m-am întors acasă ca să fiu aproape de ei. Acum, din fericire, suntem bine. El este închis pentru mulți ani de acum încolo. Are și interdicție și sper să nu mai vedem niciodată, sincer. Știu că mulți cred că părinții niciodată nu ar face rău copiilor, dar cred că ar trebui să deschidem ochii și să ne dăm seama că există și specimene de genul ăsta.